Salutare, oameni buni! Ce mai faceți voi? Eu sunt Viorel. Și ne-am întors cu niște promovări. Măi, prieten, de când am făcut, de când am început treaba asta cu promovările? Pă bune, dacă nu, ori m-ați bombardat cu... Mă scuzați, mai mănânc și mai am... Mai am și o bomboană în gură, acum poate că se aude sau ceva. Deci de când am început chestia asta cu promovări, ori m-ați bombardat cu mesaje și comentarii și nu că m-ar deranja, dar cum v-am specificat și în video ăla despre în care am scris mare info despre promovări, vă rog să nu mai îmi trimiteți comentarii, vă fac promovări cu plăcere, dar nu mai îmi trimiteți comentarii, am scris și acolo, am scris să-mi trimiteți mesaje, pentru că dacă voi îmi trimiteți comentarii și sunteți așa vă 5 sau 6 în, să zic, nu știu, câteva ore, până facă promovarea, trebuie să mă gândesc când o să fac promovarea să mă uit la video. Bă, unde a pus ăsta comentariu? Să îi aflu canalul, să-i fac o expunere, nu? Să-i fac o promovare. Până mă gândesc la celălalt, că celălalt poate a pus comentariu în alt video, știi? Și tot trebuie să caut pe comentarii, să mă găsesc, știi? Na, și nu prea convine așa. V-am spus clar acolo în video ce condiții am. Și nu mai puneți comentarii, vă rog, trimiteți-mi direct un mesaj, vreau o promovare, iar dacă respectați acele condiții, nu cum mi-au trimis azi doi pretenași că vor ei promovare și avea canalul cam de 8 subscriber și, nu știu, 102 de vizualizări total. Sincer să vă spun, nu am nimic împotrivă, dar mai muncește puțin până să poți să ai și tu expunere, știi? Na bun. Cam atâta cu doleanțele mele. Primul canal promovat este Drac, bănuiesc, Drac YouTube, YT. Bun. Se pare că el a trecut la nou design. Am trecut și eu că oricum până în 29 nu mai este mult până când fraierii ăștia de la YouTube ne forțează să trecem la nou design în care spunem papa la customizare, să-i F în nas, să nu zic mai multe. Așa, dumnealui a făcut un giveaway ultima oară, ceva cont de Minecraft, iar la jocuri, hai să dăm aici la videoclipul. Iar la jocuri văd că face și se joacă nu numai pe PC, se joacă și pentru consolă, cei care sunt pasionați de console, eu unul nu sunt, PC forever pentru mine. Văd că face cu Army of Two, The Devil's Cartel, Metro, ultim apărut, Metro, văd că face serii, asta chiar e ok. Aici ceva info videouri. Asta pentru consolă, cu Naruto, Metro, Naruto, Heaven and Chimera. Dead Island Riptide, văd că face, bănuiesc că este pentru PC, la ce joacă acolo. God of War, ultimul, Dead Island, Minecraft, Naruto, Grand Theft Auto. Asta și-a pus un trailer aici de la nou Grand Theft Auto. Așa, Injustice. Deci aveți ce vedea pe canalul lui. Hai să vă pun și un videoclip să îl și auziți, să vă faceți și o părere. Hai la ultimul ăsta. Nu știu dacă are și comentarii aici. Hai să-l dăm mai în față să aflăm. Văd că nu are. Hai să mergem la un videoclip cu comentarii. Cred. Nu știu. Astea două infovideo, cred că sigur sunt cu comentarii. Ai metro ăsta. What the fuck? Urcară dragonul. În fine, văd că nici asta nu este cu comentariu.
Recomand să-și facă cu comentariu, nu contează că știe engleză sau, adică na, română sigur știe. Și nu are nimic și dacă e în română. Hai să vedem info video asta. Ce să facem azi? Ai, care a pornit în sală lume? Chestia asta cu să mă las de YouTube a fost ca să văd cât de bine mă cunoașteți voi pe mine sau ceva gen dacă mă ajutați, dacă vă place ceea ce fac eu pe channel, dacă chestii de astea. Și văd că câțiva chiar câtorva dintre voi chiar vă place acest channel, deci Facebook a YouTube România, care am creat-o eu, are 1000 de like-uri. Și ce să mai zic, sunt bucuros și că vă pasă. Bun, ăsta a fost Drac YouTube. Dracul de pe YouTube. Nu vreau să sune ca și jignire, dar na. Deci, Dracu YT. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, mergeți pe canalul lui, arătați-i puțin suport. Și eu, până la următoarea, până la următorul videoclip, probabil va fi o promovare, vă salut!